Copreședintele Partidului Național Liberal Târgu Jiu, Eduard Berca, a dezvăluit că marți a avut loc o ședință a PNL Târgu Jiu pentru a constitui Comitetul Executiv Local al Organizației Municipale. La Târgu Jiu și în speță în toată țara, în organizațiile din municipiile reședințe de județ, lucrurile au fost stabilite strict, în sensul în care numărul de membri era egal cu numărul de membri de la Comitetul Local Județean, la noi 23. La Târgu Jiu, într-adevăr, am avut o întâlnire marți 31 martie cu cele două componente, să spun așa, ale noului Partid Liberal. Comitetele executive locale ale noului PNL trebuie să fie organizate în fiecare localitate. Procesul verbal de constituire de la Târgu Jiu urmează să fie validat la prima convocare a biroului executiv județean al partidului. În mod obligatoriu, trebuie validat, supus aprobării, validat de Comitetul Local Județean, care încă nu s-a constituit. Cât privește situația celor doi copreședinți ai partidului, care nu par să ajungă la o înțelegere și să convoace de comun acord ședința, Berca așteaptă ca cineva de la nivel central să lămurească situația din Gorj. Acest Comitet Județean Executiv trebuie să se constituie în condițiile în care, plecând de la cei doi copreședinți, situația este foarte clară, pentru că orice decizie ulterioară luată în vreun for de conducere al partidului legată de unul dintre cei doi copreședinți, de membrii propuși în acest comitet și aflați într-o stare de incompatibilitate sau de suspendare, ar determina anularea acelei decizii de constituire, în sensul în care statutul prevede foarte clar că într-o anumită situație un membru este suspendat, iar acea persoană, în speță copreședintele Dian Popescu, nu admite și nu este în consonanță cu prevederile statutare. De altfel, mai mulți liberali au solicitat conducerii centrale a partidului să clarifice situația liderului din Gorj, al Partidului Național Liberal. Dian Popescu a primit o condamnare penală în dosarul Lotul Peștișani. Deși aceasta nu este definitivă, conform statutului partidului, senatorul ar trebui să fie suspendat de drept din PNL.